egal. Bun egalul ăsta pentru voi? Important e că nu am pierdut. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar am avut două penalturi. Eu știam doar de unul, dar domnul președinte că am avut două. Asta este, mergem mai departe. V-ați temut că veți pierde la masa verde, că a trebuit să stați 10 minute la pauză și a doua oară Dinamo pierdea dacă se întâmpla. Suporterii echipei gazde au dat cu brichete, au dat cu mai știu ce, am luat brichete, am aruncat înapoi, n-a fost niciun fel de problemă. Așa este, ăsta este fotbal, așa e în derby, mai aruncă unul cu o brichetă, unul cu... Trebuie să fim bărbați, nu? Nu cred că au sărit în teren și au dat cu pumni și cu picioarele. Au sărit acum, după meci. A intrat jandarmeria. După meci? Da, n-am văzut, nu știu, după meci și nu pot să mă pronunț. Dacă au sărit, nu e ok. Cum ai din momentele alea? Juca iar, fără spectatori în deplasare. Nu știu la ce meci te-ai uitat tu, dar noi toată de deplasare am avut suporte și am avut mulți. Ați avut și galeria suspendată după incidentele din prima etapă. Suporte tot timpul am avut în deplasare. Au venit îmbrăcați. Eu spun că am avut. Au fost, ei au fost, să spun eu. Au venit îmbrăcați în negru. Da, ei au fost. Cum ai trăit acele momente? Ați știut ce se întâmplă? V-a trimis la vestiare? Da, ne-a spus domnul arbitru că trebuie să stăm 10 minute la vestiare, după care să revenim pe teren. Atât nu ne-a spus absolut nimic. S-a simțit că a fost derby? Da, au fost foarte multe persoane în tribună. Le mulțumim că ne-au susținut. Cred că a fost un meci frumos. Păcat că nu am câștigat. Al patrulea egal. Da, asta este ce să facem. Bine că nu am pierdut. O pasă decisivă, marcă înregistrată deja. Da, important era să câștigăm. Puțin mai important e că eu dau gol sau că dau pase de gol. E important de ca echipa să câștige, asta e cel mai important lucru și să urcăm în clasament. Ai mers și la echipa națională. Da, sunt fericit. Cred că merit această convocare și sper să nu ne dezamăgesc acolo. Sper să și joci? Îmi doresc din tot sufletul ca să joc. E posibil 6 puncte din această dublă? Sunt posibile? Normal. Trebuie să acumulăm cele 6 puncte și să luăm o opțiune serioasă pentru calificare. De ce ați jucat în echipamentul negru? Pentru Cătălin, pentru că pe aceste tricouri negre este în prima echipă lui, de aceea. Ne-a felicitat, a zis că am luptat, i-a plăcut adineunea noastră, mai ales cea de a doua repriză și dacă o vom ține așa, cu siguranță vom urca sus în clasament. Cum l-ai simțit pe cele două echipe pe teren? Unde vor fi următoarele două derbiuri după cel... Eu îmi doresc din tot sufletul ca ambele echipe să mai joace încă 3 meciuri, meciul din retur plus încă 2 de play-off și eu cred că se va face acest lucru și se va ajunge amândouă în play-off. CSB-ul, ce impresie ți-a lăsat? O impresie foarte bună, au jucători foarte, foarte tehnici, jucători foarte buni. Cred eu că și atât ei cât și noi nu sunt locurile noastre aici unde suntem acum.